PSD cere demiterea de urgență a ministrului Muncii Raluca Turcan, care vrea să înjumătățească veniturile medicilor din ATI în vârf de criză epidemiologică. Raluca Turcan este la fel de nocivă ca Voiculescu pentru sistemul de sănătate. Nu-i suficient să plece un singur ministru incompetent din guvernul Cățu. Raluca Turcan vrea să forțeze modificarea legii salarizării cu consecința înjumătățirii veniturilor personalului medical, iar acest lucru este inadmisibil. O părere proastă. Ce caut? Așa mi se pare. Mi se pare arogant, nu cred că este la sufletul oamenilor niciodată. Este din altă lume, doamna. Nu este jos acolo unde trebuie să fie. Credeți că ar trebui demisă din funcție? Da. Este încă o dovadă de iresponsabilitatea actualilor guvernanți. În 4 luni de guvernare, în loc să pună sănătatea pe primul loc în pandemie, au tăiat bugetul sănătății și nu au dat banii medicilor de la centrele de vaccinare. Medicii se simt abandonați, demobilizați, iar de suferit suferă toți românii. Dacă nu aduce oameni de valoare, oameni care să aibă simțul răspunderii pentru ziua de mâine, că ăsta e lucru important, nu facem nimic, poate să schimbe toată ziua, bună ziua, sunt toți fără rost. Și n-are rost. Asta e atuul cel mai mare. Un om când vine într-o funcție din asta importantă, să aibă simțul răspunderii. Când o face, să o facă cu răspundere. Sau să spună, băi, nu pot să o fac și gata. Sau mă depășește. Și mai cinstit și mai corect decât să facă lucruri încurcate de haos. Memorandumul pus în dezbaterea guvernului taie dramatic salariile medicilor în plină pandemie. Spune public că vrea să renunțe total la principiul de echitate din legea salarizării și promite compensații pentru personalul medical care va fi afectat de o asemenea decizie. Sunt doar promisiuni fără acoperire menită să prevină reacțiile de revoltă.